Studenții Facultății de Muzică și Teatru din Timișoara organizează spectacolul stradal Parada Florilor. O producție semnată de Mihai mare Ideea Paradis Stradale a apărut după succesul spectacolelor desfășurate cu statuile vivante. Parada Stradale este un spectacol complex pentru că necesită mijloace de expresie formidabile și pentru că este o extraordinară soluție pedagogică pentru studenții aflați la primii pași în meserie. Spectacolul va prezenta publicului o selecție specială de costume care alegorice, marionete uriașe și o recuzită extravagantă. Producția este prezentată într-o serie de spectacole. Primul dintre acestea fiind programat sâmbătă, 11 mai, în Piața Unirii din Timișoara, începând la ora 18. Câteva dintre locațiile și intervalul orar în care spectacolul va fi disponibil publicului sunt în data de 12 mai, ora 16 și ora 18, în Piața Unirii din Timișoara, 16 mai, ora 11, podul lung Timișoara și 17 mai, ora 18, în Lugoj.